Ok. Suntem live din nou aici pe grup și, îmi dau seama că n-am mai fost în poziția asta de a găzdui un interviu pe Cer de Femei Cercul Lunii din iulie. Așa că vă mulțumesc, Doamne minunate, că îmi dați ocazia să revin. Și o să încep prin a vă saluta pe voi. Bine ați venit! Vă iau așa în ordinea cum vă văd pe ecran, Miha, Teo și Ana. Și mă onorează grozav să fiți în seara asta aici. Și cred că cele care ne urmăriți, o să intru imediat să văd, să ne și văd, uite, ne văd acum pe grup. Cred că ați văzut, deja am anunțat că avem o nouă serie de interviuri pe teme profunde, relevante, semnificative pentru noi ca femei, la fel de semnificative și pentru bărbați, dar ne strângem aici cumva ca să vorbim despre ele în acest spațiu sigur. Și prima din aceste teme în seria de toamnă este chiar tema cercurilor de femei, care este exact tema acestui grup și cumva ce ne-a adus împreună aici. Și am alături de mine trei femei superbe pe care nu numai că le iubesc, dar de la care învăț atât de mult în fiecare zi și pe care le admir și cărora, din nou, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea din seara aceasta. Noi abia acum jumătate de oră când ne-am întâlnit aici ne-am dat seama ce zi e de fapt astăzi, că e o zi foarte, foarte specială. Astăzi este luna nouă în luna noiembrie și este exact un an din momentul în care s-a născut ideea scrierii cărții Femei în Cercul Lunii, în care suntem toate patru autoare împreună cu alte 15 femei. Și eram la un cerc fizic în Timișoara, la una dintre zeițe, cum zicem noi, când Ana, la un moment dat, a venit cu această idee. Cum ar fi să scriem noi o carte? Și uite că acum suntem în poziția în care așteptăm să iasă de la tipar. Cartea este acum pe masa de lucru, să zicem așa, și abia așteptăm să ținem în mână și în același timp să și trimitem spre voi cele care deja ați comandat-o sau cele care o veți comanda. Și o să povestim puțin în seara asta, sper să ajungem să povestim puțin și despre carte. Însă, până atunci, ca de obicei, așa cum v-am obișnuit, venim aici live pentru ca să co-creăm discuția împreună cu voi. Seria aceasta de interviuri este o serie de interviuri în panel, adică voi avea câte trei invitate la fiecare întâlnire în următoarele săptămâni și noi o să povestim aici între noi despre, sunt sigură că o să apară multe minunății, în schimb suntem abia așteptăm să primim și de la voi întrebări sau comentarii sau orice fel de orice aveți să ne aduceți pentru ca să ducem discuția înspre acolo unde aveți voi nevoie ca ea să meargă. Așa că eu o să mai arunc câte un ochi pe comentarii, însă vreau să încep eu cu prima întrebare pentru voi și din nou să vă spun bine ați venit. Și cumva aș vrea să începem tema aceasta a cercurilor de femei, oarecum la începuturile ei, asta ne însemnând în matriarhat acum câteva zeci de mii de ani, ci la începuturile ei pentru fiecare dintre noi. Și eu o să adresez o întrebare, oricare dintre voi simte să răspundă, nu trebuie să răspundem toate la aceeași întrebare, deci vedeți cum simțiți, dar aș vrea cumva să aflu de la voi ce v-a adus, nu știu dacă ce v-a adus la un cerc de femei sau ce v-a adus vouă în viață cercul de femei. Și de ce sunteți, practic, acum aici? Adică, ce v-a adus, ce a fost atât de prețios, încât acum, astăzi, vă aflați în acest interviu povestind despre cercurile de femei? Și pe Tea, când o să vedeți că scând, să știți că nu-i că e somn sau mai știu eu ce, ci că asta e modul ei de a procesa intensitatea
ce se întâmplă, așa că atunci când vedem crescând, știm că ceva se întâmplă de bine. Ok, hai că preiau eu. Primul gând care mi-a venit în minte a fost Ana, îți mulțumesc că acum un an în seara asta te-ai gândit să vii cu ideea asta de carte, pentru că așa m-a ajuns eu să fiu mai apropiată de cercurile de femei. Ce mi-au adus mie cercurile de femei a fost efectiv acest spațiu în care pot să fiu eu exact așa cum sunt și exact așa cum nu sunt și să las deoparte comparația. Și comparația e așa o temă destul de largă și pe care am apucat să o explorez pe bucățele până săptămâna trecută, când am și reușit să țin primul meu cerc, care a fost exact pe tema asta, și simt că de la primul cerc, la scrierea cărții, la toate experiențele pe care le-am avut, la primul meu cerc pe care l-am găzduit, am ajuns să am așa un cerc complet despre ce înseamnă comparația, de unde am primit-o, ce fac cu ea, care sunt darurile pe care le iau. Așa că pentru mine este un subiect foarte, foarte important, pentru că simt că unul dintre lucrurile care m-a ținut puțin departe față de celelalte femei a fost că întotdeauna a fost comparație, fie din partea mea sau din partea celorlalte. Și atunci comparația asta în cercurile de femei a început să se topească așa ușor, natural, în care am lăsat garda jos și nu am mai simțit nici presiunea, nici nevoia de validare, invalidare, judecată, toate lucrurile astea care vin odată când mă compar sau când simt că altcineva se compară cu mine. Și este un lucru eliberator să trăiesc așa. Și pe lângă eliberator, e o conectare așa de faină cu femeile. Nu am avut, am 35 de ani și până acum nu am avut sentimentul ăsta așa că aparțin tribului femeilor, cum spun eu, și mă simt așa o parte frumoasă din ce înseamnă să fiu femeie și să fiu alături de femei, și pentru asta sunt profund recunoscătoare și mă bucur că am avut și conștientizarea asta zi de zi. Cred că o să mulțumesc pentru lucrul ăsta. Și ca să închei, toate lucrurile astea se răsfrâng în relațiile cu toate femeile din viața mea, inclusiv cu mama mea, și e un dar neprețuit pentru mine lucrul ăsta. Wow, Miha, mulțumim! În timp ce vorbeai despre comparație, mi-am amintit chiar capitolul tău din carte, în care practic tu descrii călătoria ta de adolescent fiind, sau chiar poate un pic preadolescent, apoi adolescent, apoi ca tânără femeie, ce înseamnă. Și știu că comparația e o bucată foarte mare din modul în care tu ți-ai trăit anii ăștia de devenire cumva femeie. Și știu că citind capitolul tău, cu lacrimi în ochi, știi, mâneam, vai, abia aștept ca cât de multe femei de orice vârstă să citească capitolul ăsta și cât de mult mi-aș fi dorit eu ca la vârsta de adolescentă să pot să citesc așa ceva în care să îmi dau seama că nu numai eu simt asta, că nu numai mie mi-e așa de greu și cumva de asta sunt așa de recunoscătoare că această carte o să ajungă curând în lume, pentru că e o carte pe care eu mi-aș fi dorit să pot să o citesc, că mi se pare că m-ar fi scutit de multă suferință în devenirea mea ca femeie. Așa că îți mulțumesc că ai adus exact aspectul ăsta al comparației. Da, și mi se pare minunat, pentru că atunci când am ales tema pentru primul meu cerc pe care să-l găzduiesc, m-am lăsat să văd să vină inspirația și zilele alea aveam procese intense cu comparația, cumva se așeza din ce în ce mai bine, deși erau și alte teme și numai acum fac legătura, că am pornit de la primul cerc, ce am scris în carte și cel pe care l-am găzduit pe aceeași temă. Deci de asta am spus că e cerc complet. Perfect, îți mulțumim mult, Miha. Aș vrea să continui eu.
Am foarte mare emoții vis-a-vis de faptul că azi e fix un an. Fix azi este un an și am programat această întâlnire fără să știm că azi este fix un an și ne-am dat seama în urmă cu jumătate de oră că azi e un an din momentul în care am hotărât să scriem această carte. Dar revenind la întrebarea ta, Iunia, pentru mine ce au adus cercurile de femei în viața mea a fost, în primul și în primul rând, curajul de a mă vedea pe mine și de a mă vedea pe mine autentică, cu cine sunt cu adevărat. În al doilea rând, blândețea de a primi ce e acolo, adică efectiv de a primi cu blândețe orice găsesc acolo. Și al treilea lucru foarte important pe care cercurile l-au adus în viața mea este relaționarea autentică dintre noi. Noi toate am avut niște procese destul de puternice în momentul în care am început să scriem această carte și pe tot parcursul ultimului an au fost niște procese puternice pentru fiecare dintre noi. Și în același timp ne-am asumat ca de fiecare dată în mod autentic să venim una în fața celeilalte și să spunem ce se întâmplă cu noi. Iar acest lucru nu îl găsești foarte ușor într-un alt mediu. Și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Aho, Ana, îți mulțumesc că ai adus asta și simt așa să intervin ca să adaug că ceea ce ai spus tu mai înainte, așa știi când poate dacă aș auzi așa ca afirmație, na, ce mare lucru, ok, vii, te arăți autentic, de nu știu ce. Dar vreau numai să aduc aici faptul că asta poate să fie ceva paralizant la început. Adică e ceva în care nu suntem obișnuiți în societatea noastră să ne aducem autentic, să le spunem, uite, te judec în momentul ăsta pentru lucrurile astea și asta simt și asta înțeleg despre mine fără să proiectez asupra ta, să spun că e vina ta și să mă uit la mine real. Și e foarte greu uneori și mai ales la început până credim mușchiul ăsta și cum spuneai că nu găsești în multe locuri, eu n-am prea găsit nicăieri altundeva nivelul acesta de autenticitate. În schimb, știu că nu vreau să mai trăiesc altfel și vreau cumva să-l duc de aici în toate relațiile mele și așa să trăiesc în toate interacțiunile mele. Și mulțumesc că ai adus asta. Și dacă ne vedeți din când în când că avem și această reacție, înseamnă că te văd, te aud, te ascult și am înțeles în totalitate ceea ce ai exprimat și rezonez. Mulțumim, Miha, de traducere. Și verbal, cuvântul care exprimă asta este cuvântul aho, care spune exact asta, că boy, am fost aici complet prezentă alături de tine și te-am auzit. Super. Teia, nu știu dacă e ceva la tine, da? Este, numai că așteptam să văd dacă a terminat Anna. Am vrut să deschid, chiar am deschis în același timp cu ea microfonul mai devreme și după aia zic, ok, închid eu, las pe ea. În mine, ceea ce a împărtășit Mihaela astăzi a adus niște perspective pe care nu le văzusem până acum. Și anume, în primul rând, a adus relația cu mama și apoi m-a făcut să mă conectez la frații mei, și anume că eu am crescut cu doi frați și nu am avut, cum ar veni, soră, logic, n-am avut o soră, așa, dar că în cercul de femei asta am putut să simt, nu din prima seară, bineînțeles, dar după anumite întâlniri și după ce noi ne întâlneam în cerc, se întâmpla că apoi separat să mai primești o întrebare. Cum ești? Am văzut că astăzi ai scris ceva. Te simți bine? Vrei să te ascult? Sau, adică am primit darul de a petrece timp cu femeile din cerc
și în afara cercului, ceea ce m-a susținut pe mine, cât și o conexiune cu fie cu o, o mare parte din, dintre ele, care la fel când ne-am reîntâlnit în cerc, altfel am putut să percep cercul, adică în plus, în plus am beneficiat și în plus iar și se mai întâmpla ceva și parcă iar mai primeam ceva în plus. Mă refer aici concret la conexiunea pe care o putem să spunem că e de la inimă la inimă sau conexiunea de pur și simplu să fii lângă cineva, să-l vezi. Mi s-a întâmplat și asta, apropo, dau dintr-una într-alta, ok, mă accept, mă accept așa cum sunt. Am întâlnit pe cineva, am fost la un cerc de femei, fizic, și am văzut pe cineva prima oară în viața mea, deci îmi venea numai să stau lângă ea, numai să o îmbrățișez, numai să mă pun cu fața așa în, lângă ea. Deci era, a fost așa de intensă această legătură, deși a fost prima oară în viața mea și eu sunt un om care îmi dau voia asta în viața de zi cu zi să fac, nu numai cu femei, în general, cu un om, cu o ființă, da? Îmi dau voie să pot să creez această conexiune. Dar cercul de femei mi-a oferit posibilitatea ca eu chiar să-mi dau voie să mă manifest așa cum simt lângă acea persoană și uimitor universul în ziua aceea a hotărât că să și primesc de la ea același lucru. Adică a fost o reacție reciprocă și pur și simplu m-a umplut de bucurie și ce s-a întâmplat la cercul respectiv, dar m-a umplut așa pur și simplu de o stare de bine și, de exemplu, acea conexiune care după aceea, într-adevăr, nu am mai avut o, nu am ținut o anumită legătură cu persoana respectivă, dar momentul acela nu o să-l uit ever și îi mulțumesc și e parte din mine și e bucurie. Și ce am vrut să spun este că, de exemplu, mama mea nu mai este printre noi și faptul că eu mă duc la un cerc de femei și că sunt între femei mă ajută să mențin această comunicare de la femeie la femeie, de la soră la soră, da? Pe care prin faptul că am avut frați sau nu puteam să n-am nimic, da? mă susține în a mă împlini eu pe mine. Asta simt că am primit și un lucru pe care l-am repetat de mai multe ori posibil în diverse momente este că eu am primit acceptarea ceea ce sunt eu așa cum sunt. Sunt obișnuită să zic ce am de spus, ce îmi trece prin minte și să spun adevărul meu, cum ar veni să-l exprim, dar în momentul în care sunt într-un cerc de femei, chiar mă simt nejudecată pentru asta. Chiar nu mă simt arătată cu degetul. Și mă trec niște fiori acum prin corp. Deci dacă ar fi să iau primul lucru cel mai important pentru mine, această acceptare și nejudecarea mea a felului în care sunt, așa cum sunt eu. Exact asta am primit cel mai mult. Și asta simt că vreau să dau și mai departe către alte femei și în general, în tot ceea ce fac eu, prin ceea ce sunt, observ că asta îmi doresc să dăruiesc mai departe. Să-i fac pe ceilalți să vadă prin ochii mei că sunt acceptați așa cum sunt. Chiar dacă și pe mine mă apucă balaurii, chiar dacă și eu am excesele mele de furie, după respir un pic... Și spun, ok, da, ai și tu, există și această perspectivă, ok, și o accept. Scuze că am sărit așa, dar asta a fost ce a fost în mine atunci, te rog să mă ierți și mergem mai departe. Adică am puterea să fac asta și asta îmi hrănește în continuare cercul de femei, îmi dă voie să fac asta în continuare, mă susține și mă opresc momentan, mulțumesc, că am impresia că mă repet. Mersi mult, Teia. Simt să spun în legătură cu ce ai împărtășit tu că încă un lucru, sunt multe, i-am spus doar unul, m-a rezumat, dar încă un lucru important pentru mine pe care l-am luat din cercurile de femei este că am foarte multe surori acum.
Și eu am crescut cu un frate și cred că mi-a lipsit lucrurile astea, nu mi-am dat seama până acum, dar exact aceeași a fost și experiența mea când cu persoane pe care le-am cunoscut pentru prima oară, să simt așa o conexiune puternică și să le pot numi surori cu toată inima mea. Și mi-am dat seama că nu am interacțiunea asta cu prietenele mele cele mai bune și sunt foarte aproape de mine din liceu, le-am unele din facultate și experiențele pe care le-am împărtășit nu se compară cu nimic altceva, dar ceea ce simt pentru femeile din cercurile de femei este altfel. Nu știu, simt așa o apropiere, suflet la suflet. Cred că de asta am trimis tuturor prietenelor mele să cumpere cartea, să vină la cercuri, pentru că îmi doresc să am experiența asta și cu ele, pentru că ceea ce se împărtășește la cercuri de femei, ce crește în noi, ce se alchimizează sau se schimbă, se transformă, persoana care devin eu în tot procesul ăsta și toate darurile pe care le primesc este ceva ce nu pot să experimentez în viața de zi cu zi. Oricât de mult aș încerca eu să aduc conversații profunde și autentice, că fac lucrul ăsta, nu reușesc să mă apropie cu adevărat la modul în care se întâmplă interacțiunea într-un cerc de femei când ne dezgolim toate metafizic de toate fricile, judecățile, de tot ceea ce ne ține în spate și pur și simplu ne aducem pe noi așa cum suntem. Și îmi doresc, așa cum spune și Iunia, lucrul ăsta să-l experimentez în toate relațiile pe care le am. Că e citul ăsta care îmi place foarte mult, be yourself because everybody else is taken. Și asta e cu adevărat un dar frumos, să trăim autentic. Și cercurile de femei îmi aduc lucrul ăsta cu vârf și îndesat. Aha. Ana, vrei să zici ceva sau pot eu să? Aha, Miha și Dea. Da. Mă distrez acum în interiorul meu pentru că tot timpul noi când vorbim de cercuri vorbim așa totul la superlativ și numai cu ce magic și n-am mai întâlnit nicăieri și n-am mai trăit și acum mă gândeam cum să exprim ce vreau să exprim fără să folosesc cuvintele astea și fără să zic, dar mi-am zis că nu știu cum altfel, pentru că asta e real, adică ce am trăit în cercurile de femei n-am mai trăit în alte medii și atunci pentru mine ce sunt cercurile și motivul pentru care sunt așa de pasionată de a da asta mai departe, sunt un fel de celule în care ajungem să trăim, să simțim în tot corpul nostru cum se simte să fiu acceptată pe deplin, cum zice Tea, să trec dincolo sau să văd darurile comparației sau să trec dincolo de comparație, cum zice Miha, să învăț relaționarea autentică și să fiu cine sunt eu, cum zice Ana. Cum se simte asta și apoi când pot să fiu așa în cerc, pot să fiu așa în viața mea și apoi pot să fiu așa în comunitatea mea și în societate. Și apoi celulele astea mici încep să cuprindă așa spațiile astfel încât să putem, cei dintre noi care dorim, să trăim așa viața noastră aici pe pământ. Și pentru mine personal, de asta sunt atât de pasionată de cercurile de femei, că le văd aceste celule mici de schimbare. Și vreau să vă întreb pe voi că acum toate, ok, am vorbit de componenta de voi participante la cerc și ce ați primit în viața voastră. Și acum spuneam la început, ați decis toate trei să dați asta mai departe prin a scrie în cartea Femei în cercul lunii și apoi ați făcut și un alt pas mai departe și anume să deveniți gazde de cercuri de femei. Și programul nostru de mentorat se încheie chiar luna viitoare, deci suntem aproape acolo, programul de 9 luni, deci cumva suntem în luna 8-a. Aproape de... intrăm în travaliu în curând. Și întrebarea mea este ce v-a mișcat din interior ca să vreți să ajungeți și la alte persoane sau să ajungă și la alte persoane ideea unui cerc de femei sau un astfel de spațiu.
Am să încep eu și am să mă duc un pic înapoi, tot la autenticitate, pentru că se pare că zilele astea, asta este subiectul în jurul căruia mă vâr destul de mult. Și vreau să povestesc foarte pe scurt despre povestea mea cu autenticitatea și despre faptul că în momentul în care am intrat în cercurile de femei, am început un proces de a mă dezveli și a da jos straturi de pe mine, straturi de proiecții ale altora sau de credințe ale altora și straturi care nu rezonau cu cine sunt eu. În credința că în momentul în care o să reușesc să dau jos toate aceste straturi de pe mine, o să găsesc un norișor roz pufos în mijlocul acestor straturi. Și nu a fost experiența mea să găsesc acest norișor pufos. A fost chiar un moment în care realizam că credințele mele despre mine în anumite momente sunt mai grele sau mai dificile decât credințele altora despre mine. Și pentru mine acesta a fost un moment de dezamăgire. În schimb, dacă în trecut duceam acest proces prin a mă obișnui pe mine și zicând: Ana, după atâția ani de terapie, după atâția vindecări, că mai că ai ajuns și la Eva în momentul în care ai început să faci vindecările pe linia feminină, încă și acum ești într-un punct în care nu te vezi pe tine și încă și acum ești într-un punct în care sunt zile în care te judeci, acum privesc cu mult mai multă blândețe aceste momente. Cu mult mai multă blândețe privesc momentele în care nu mă văd pe mine suficientă. Cu mult mai multă blândețe mă primesc pe mine în aceste momente. Și dorința de a face cercuri de aici a venit. Din faptul că îmi doresc ca orice persoană care trece pe acolo să știe că nu e singură. Că există cel puțin o persoană care trece tot pe acolo pe unde ești tu în momentul ăsta. Și că niciodată nu ești singură. Și oriunde ești, o să fie cineva lângă tine. Pentru mine, de aici a pornit dorința de a ține cercuri de femei. Mulțumesc, Ana. Și aș vrea un pic să lăsăm să se așeze ce ai spus acum, că e atât de semnificativ. Și cred că unul dintre primele daruri pe care eu le-am primit într-un cerc de femei a fost exact ăsta, să-mi dau seama că nu sunt singură în ceea ce simt, în ceea ce trăiesc, în ceea ce am experimentat, în devenirea mea. Și pur și simplu să știu că este cel puțin și sunt, nu știu dacă sunt lucruri în care să-mi dau seama că este ok, încă o altă persoană care trece prin asta, ci de obicei sunt aproape toate celelalte persoane. Și să-mi dau seama că, wow, suntem chiar parte din aceeași călătorie, suntem pe același drum împreună și nu mai sunt izolată, a fost poate printre cele mai puternice lucruri pe care le-am primit. Așa că onorez ceea ce ai adus și, da, știu că nu sunt singură și vă spunem și vouă celor care ne priviți acum, nu ești singură, nu sunteți singure. Dacă n-ați participat până acum la un cerc de femei, dacă vă poate urmăriți așa de la distanță, faceți-vă curaj, dacă asta e ceea ce simțiți că e necesar acum. Pur și simplu, sunt o serie acum de cercuri, atât online cât și offline, care se întâmplă. Aveți aici la Cover un program pentru luna noiembrie. În fiecare lună va fi un program anunțat cu cercurile. Testați măcar o dată și vedeți cum se simte un astfel de spațiu. Pentru mine a fost cel mai sigur spațiu în care am pășit vreodată și vedeți cum e pentru voi și ce vine de acolo. Și aș vrea să adaug aici că atât cele fizice cât și cele online. Pentru mine au fost momente în care pur și simplu nu puteam să mă deplasez fizic
și mi-au prins foarte bine și cele online. Simt, pot să simt conexiune, pot să simt că primesc și din cele online, atâta timp cât eu sunt cumva, îmi duc atenția către mine, cu cât, de câte ori mi-observ mintea că pleacă, hai hui, mi-o mai aduc aici înapoi. Și chiar asta vreau să vă încurajez, chiar și la cele online, să încercați, pentru că, eu știu, și de la clasele de yoga pe care le țin prin online de când a venit pandemia și de la cercurile la care am participat, la fel. Cât de minunată se petrece conexiunea. Și vreau și să aduc ceva. Mihaela a mulțumit mai devreme, de exemplu, Anei, care a pornit prima cu ideea cărții. Vreau și eu să aduc mulțumiri, pentru că eu mai participasem rar pe aici, pe acolo, la cât un cerc, fizic sau online, dar de când a început proiectul cu cartea și am zis că da, vreau și eu să fiu în el, recunosc, așa cum a spus Ana, nu știam în ce mă bag la început. Deci la început era, a, ne întâlnim și noi, pac, scriem împreună un pic, vai ce frumos au fost întâlnirile cu scris împreună, cum au curs, ce am trăit, citeam împreună, cine își dorea la finalul sesiunii citea și ne treceau toți fiorii, toate lacrimile, toate cele, deci ne treceam prin niște procese frumoase. Și după care, hop, da stai, cu o carte nu se face așa, doar floricele. Și hai, împreună, 19 femei, hai să luăm decizii, hai să ne punem de acord. Deci a fost wow prin câte m-a trecut și pe mine, atât în eu personal prin trăirile mele, atât prin a mă autodepăși în ceva, pentru că recunosc că e primul proiect de o așa amploare în care eu am fost și în care am putut să văd cât de multă muncă este în spate. Deci până să nu trăiesc eu asta, nu am putut să conștientizez ce este acolo când se creează, de exemplu, o carte sau alte proiecte, nu neapărat despre o carte. Și unde am vrut să ajung este că pentru mine absolut fiecare întâlnire pe care am făcut-o pentru această carte, pe lângă întâlnirile de scris, au fost cumva ca un... Așa s-a potrivit pentru mine, așa le percep eu, ca un cerc. Nu înseamnă că așa au fost menite să fie. Dar m-au ajutat, mi-au trezit niște dragonași, cum le zic eu în mine, mi-au trezit niște judecăți, mi-au trezit niște supărări, dar așa cum spuneau și fetele mai devreme, le exprimam. Și dacă n-apucam eu să exprim, că poate eram pe drum sau nu puteam în momentul acela, hop, cineva venea și exprima ce mi-aș fi dorit și eu să exprim și se curăța, să spun așa, sau se așeza spațiul și puteam să mergem mai departe. Deci, pentru mine a fost minunat să mă pot vedea și să mă accept, chiar dacă intram în judecata respectivă, uneori chiar și autojudecată, nu mai zic cât autojudecată, reușeam să mă scot. Asta mi se pare minunat, că poți să te scoți, adică pasul nu este să o bagi sub preș și să nu mai existe, ci pasul, din punctul meu de vedere, a unei persoane care, ca mine, m-am autocriticat și am autojudecat foarte mult și am și primit ca răspuns al familiei lucrul acesta în copilărie, în adolescență, acum este să mă observ că o fac și să zic, ok, respiră și haide, poți mai departe, e ok, asta e gândit acum despre tine, e în regulă, dar hai să vedem ce poți să faci mai departe, adică să nu rămână acolo în mocir la respectivă, ci să-mi dau voie să ies din ea, când mă observ că sunt în ea. Mulțumesc! Ah, Tea, simt foarte puternic să intervin aici ca să vă mulțumesc ție și Anei pentru ce ați spus acum și anume că, da, și eu în continuare mă judec sau sunt acolo sau nu știu ce. Și vreau să aduc aici faptul că noi nu am apărut acum pe acest ecran sau noi nu am scris această carte sau noi nu găsim cercuri de femei pentru că noi suntem perfecte. Pentru că noi am ajuns la punctul în care totul este aliniat, armonizat în interiorul nostru și suntem niște mici sau mari Buddha care acum trăiesc
de plină stare de bliss perpetu. Nu, venim aici în fața voastră exact pentru că am ajuns la înțelepciunea de a recunoaște că imperfecțiunea noastră este minunată, că suntem într-un proces, într-o călătorie continuă, într-un proces continuu oarecum, și să ne asumăm, să ne asumăm toate, să zic așa, imperfecțiunile, toți dragonașii, tot ceea ce e viu, ce e real în noi. Și asumarea aceasta a imperfecțiunii, pentru mine știu că a fost călătoria vieții mele de a încerca să fiu perfectă, știind că nu sunt perfectă, pentru bineînțeles că asta fiind tot prin propria mea judecată a mea, știind că nu sunt perfectă, a încerca foarte tare măcar să par perfectă, adică măcar să nu știe și alții cât de imperfectă sunt și să îmi aduc doar partea foarte manicurată, să zic așa, spre lume. Și mi-a fost foarte greu anii respectiv pe care i-am trăit încercând să îmi aduc în lume doar iunia cea perfectă. Și a fost eliberator în momentul în care am pus asta jos și am zis ok, nu, vin în fața voastră nu pentru că sunt perfectă, ci pentru că mi-asum imperfecțiunea mea și hai să călătorim împreună în autenticitate și orice balaur apare, îmbrățișăm tot ce e și din asta, pentru mine acesta a fost procesul meu de îmbrățișare a mea, de îmbrățișarea încă unei umbre, a încă unui defect, a încă unui mod în care mă judecam și a ajunge pas cu pas mai aproape de desăvârșirea iubirii de sine. Și cumva, pentru mine, despre asta e vorba, cumva. O călătorie înspre a mă apropia din ce în ce mai mult de mine cu blândețe, cu acceptare reală și completă a mea și o călătorie de desăvârșire a relației cu mine și a iubirii de sine. Și o călătorie. Și voi mi-ați văzut multe fațete și ați mai văzut și dragonași de mine. Toate ne-am văzut dragonașii tuturor. Și uite că asta, în momentul în care am trecut de partea cea inițială de judecată, ne-a adus mult mai aproape una de cealaltă și ne-a adâncit, ne-a adus o profunzime a relației dintre noi pe care, de exemplu, eu nu o am cu persoane pe care le știu de când m-am născut și unele dintre voi le știu, vă știu de mai puțin de 2 ani de zile. Și profunzimea relației e incomparabilă și cumva despre asta e vorba. Așa că mulțumesc că ați adus asta și am simțit să spun că, dragi femei, nu suntem perfecte, dar suntem ok cu asta. Mihă, voi să zici? Ok. Înainte să continue, Mihă, aș vrea să adaug încă un lucru care pentru mine este foarte, foarte important la ceea ce s-a zis până acum, și anume faptul că noi ne-am luat angajamentul să nu plecăm, indiferent în ce stadiu este relația dintre noi. În sens că niciuna nu ne-am adunat jucările și am plecat pentru că ne-am supărat, pentru că cineva a zis ceva și eu m-am supărat și gata, mi-am întors spatele și am plecat. Adică toate ne-am luat angajamentul să fim prezente, indiferent prin ce procese trecem, să fim prezente în relațiile noastre și să nu plecăm din ele, să nu fugim, să nu evităm, să nu ezităm, să nu... Efectiv, să fim acolo și să fim prezente. Și pentru mine, ăsta e unul dintre cele mai mari daruri pe care eu le-am primit vreodată de la oricine. Efectiv, angajamentul ăsta de a fi prezent, indiferent de furtună, indiferent dacă e soare, indiferent ce e. Și vreau să mulțumesc foarte mult pentru asta. Mersi mult, Ana, că este în aceeași temă cu ce ai spus tu. Mă gândeam că poate mă îndepărtez de întrebare, dar sunt fix pe temă, pentru că motivația mea de a ține cercuri de femei este ca toate femeile care o să fie la cercuri să trăiască lucrurile pe care le trăiesc eu, așa că mai bine spun despre lucrurile astea. Și una dintre ele este partea asta de judecată și cred că înainte în viața mea nu aș fi spus niciodată că o persoană pe care o judec cel mai mult o să fie persoana cu care vreau să fiu cea mai bună prietenă.
pentru că o să consider cel mai mare învățător și cel mai mare dar în viața mea, să-mi dau seama care sunt lucrurile pe care le judec cu atâta putere și cu atâta vrăjmășie, sau nu știu cum să-i zic, în mine, și lucrurile pe care nu le-am integrat, nu le-am acceptat niciodată, motiv pentru care când văd o persoană și am așa reacție super, ah, dar persoana asta, da, e așa și așa și așa și... Să ajung de la lucrul ăsta, care înainte în viața mea aș fi spus no way, eu nu mă mai întâlnesc cu persoana asta ever again, adică mă duc oriunde altundeva, noi n-avem ce să vorbim, stop, acolo ne-am oprit, să spun te vreau în viața mea, ești o binecuvântare pentru mine, vreau să fim foarte apropiate și să ne fim una pentru celălalt în continuare, oglindă și să putem să creștem împreună și mă simt foarte norocoasă că te am în viața mea, pentru mine este absolut wow și asta se transferă în toate relațiile pe care le am atunci când am o reacție puternică sau de respingere, acolo să mă duc pentru că știu că am atât de multe de pierdut când las judecata să-mi fie barometru a interacțiunii pentru, dintre mine și o altă persoană, când judecata ar fi un lucru care, de fapt, să-mi aduc atât de multe daruri și să mă ajute atât de mult să cresc. Și ăsta este încă un lucru pe care l-am luat din cercurile de femei, motiv pentru care îmi doresc. Este o creștere absolută. Eu sunt trainer și coach de profesie, dar creșterea și dezvoltarea pe care am simțit-o în cercurile de femei, după o viață întreagă de participare la cercuri de dezvoltare personală, în 2 ani de zile nu știu dacă pot să înglobesc tot ce am trăit, pentru că e efectiv creșterea mea ca și om. Nu vorbesc de abilități de comunicare, care sunt importante, abilități de time management, abilități de ce vreți voi, care ajută și în viața profesională și în viața personală, dar să învăț eu cum să fiu om pe acest pământ și să mă conectez la mine și la esența mea și să cresc în continuare și să trec peste programări, condiționări, peste toate lucrurile și să-mi dau seama cine sunt eu și cine vreau să devin. Cu adevărat, ăsta este un lucru absolut fabulos. Și nu este nevoie de o pregătire absolut excepțională să faci parte dintr-un cerc de femei. Pur și simplu te aduci exact așa cum ești. Și ce se întâmplă acolo, din punctul meu de vedere, merită toate investițiile pe care le-am făcut în toate cursurile, merită să fac câte un cerc de femei pe lună. Și mai simt nevoia să spun de ce am început să scriu la această carte, că era întrebarea asta. Eu întotdeauna mi-am dorit să scriu o carte și ăsta a fost motivul meu. Recunosc, poate celelalte știu că din Timișoara s-a creat un nucleu și ele au trăit și au experimentat cercul de femei timp de 2 ani de zile. Eu veneam după un cerc online și un retreat pe care l-am făcut în care am avut cercuri de femei. După ce am început să scriu cartea, mi-am dat seama că timp de un an de zile am avut un grup de mastermind cu 2 femei. Una a fost una dintre ele, Amalia, o altă femeie minunată și ele sunt gazde de femei, deci cumva atmosfera și toată interacțiunea a fost ca într-un cerc de femei și eu am trecut prin pandemie susținută și crescută ca un bebeluș într-un cerc atât de intim de femei, am fost 7 la început. Și așa s-a cristalizat toată experiența mea și cartea pentru mine a fost un dar minunat să pot să trec în revistă și să-mi dau seama tot ce s-a întâmplat în legătură cu cercurile de femei și a fost așa un moment emoționant pentru mine și nu știu, nu încape în mine să spun, Doamne, cât am primit! Cât i-am primit și eu sunt, mă consider o persoană foarte norocoasă, am trăit foarte multe lucruri în viața mea, am vizitat foarte multe țări, multe proiecte în care m-am implicat, dar ce am primit în cercurile de femei, într-un timp atât de scurt, știți cum e vorba, i-am crescut într-un an cât prâslia în 7, efectiv așa simt, și da, acum citind ce am scris eu, ce au scris celelalte femei, îmi dau seama că este un lucru absolut minunat, că vrem să aducem acest concept de cerc de femeie să fie înțeles, să vadă fiecare femeie ce aduce și să vină alături de noi.
Mulțumim tare mult, Miha. Mulțumim. Te-am văzut mânuța, dar am văzut că Ana ți-a pornit microfonul, așa că mergem Ana, Tea. Dacă e ok. Da, eu ce-aș vrea să adaug e un pic legat de carte și anume vreau să subliniez faptul că în cartea asta sunt 19 voci de femei. Sunt 19 voci de femei, printre care sunt femei care sunt roz cu roz, roz cu negru, negru cu roz, negru cu negru, trei sferturi roz, un sfert negru și toate proporțiile de culor și de trăiri și de curcubee. Și eu cred foarte puternic că oricare femeie care citește această carte o să găsească cel puțin o voce de femeie cu care se identifică. Și cred că asta este cel mai valoros lucru pe care cartea asta îl aduce. Faptul că într-o singură carte găsești 19 voci de femei cu 19 experiențe diferite, cu 19 deschideri diferite și cu 19 moduri de a-și arăta transformarea lor. Aho, Ana, mulțumim. Și ce-aș vrea să mai adaug aici e că inclusiv din cele 19, noi nu, nici măcar nu e necesar sau nici măcar n-a fost așa de important ca eu, ca Iunia, să rezonez cu toate celelalte 18 voci și să zic că fiecare cuvânt scris acolo este exact ceea ce și eu trăiesc sau ce. Nu, nici măcar nu e important, pentru că fiecare dintre noi este unică și tot ceea ce noi am trăit este bazat pe aceleași valori ale cercului. Vorbesc la persoana întâi, îmi asum ceea ce spun, vorbesc adevărul meu și sunt autentică și accept și mă accept. Și asta, practic, asta nu înseamnă că trebuie să spunem toate același lucru și să vorbim toate cu aceeași voce, că nu despre asta e vorba. Așa că mersi, Ana, că ai adus și partea asta. Tea, ce vrei să ne spui? Multe, dar o să mă rezum la câteva. Ardeam așa, deci era în mine și eu mai vreau să-ți mai spun, să mai spun. Un alt motiv pentru care mi-am dorit și eu să susțin cercuri de femei și pe care la rândul mi l-am primit dintr-un cerc de femei este un timp de răsfăț cu mine. Atât de mult am fost către ceilalți cu atenția, crezând că sunt și către mine, dar feminitatea mea era down, down, down. Era jos, jos, jos. Și eu care credeam că vai cum sunt, dar nu. Deci uitasem total de mine, uitasem să mă ating, uitasem să mă privesc în oglindă și să mă admir, să admir fiecare părticică din corp. Și pur și simplu îmi uram fiecare, nu tot corpul, aveam părți pe care le uram, dar în timp am reușit să trec și peste asta, dar ce vreau să punctez este că atunci când am intrat la primul meu cerc de femei, ce am primit a fost așa, pur și simplu îmi venea să mă cuibăresc în spațiul acela și să stau acolo cât de mult se poate, timpul n-am mai avut cursul lui normal, ca să spun așa, și atât am primit din acel spațiu încât și eu la rândul meu simt că pot să-l ofer mai departe și chiar la unul din cercurile fizice pe care l-am ținut și eu de curând, a fost o femeie acolo care a venit și a spus: a, da, eu vin aici și când mă așez aici, deja parcă s-au dus jumătate din toate ale mele, ca presiuni și gânduri pe care le avem și pur și simplu vii și parcă, a, ce bine e, parcă sunt acasă sau parcă... Și prin tot ceea ce, în general, cele care sunt gazdele unui cerc de femei și, cum spunea și Iunia sau o spunea cu alte ocazii, chiar dacă cineva este gazda unui cerc de femei, noi tot co-creăm acolo un spațiu împreună. Și cine este gazdă și ia punct într-un cerc, în acel cerc, ca celelalte. Nu este cu ceva mai cumoț, ci doar pur și simplu că ea o susține și organizează și, într-adevăr, conține spațiu, sau ține un spațiu curat, sau
susține în această idee. Dar altfel, fiecare femeie care vine la un cerc este și ea la fel de egală creatoare, știu că nu prea sună bine, hai să zicem altfel, este și ea co-creatoare cu toate cele care se află acolo în acel moment. Ar mai fi multe de spus, dar știu că am zis că ne limităm cam la o oră. Mă opresc aici. Mulțumim mult, Tea. Da, ne apropiem vertiginos de acea oră despre care am vorbit și știu că se simt ca 5 minute pentru noi, cel puțin. Eu am mai aruncat așa câte un ochi aici și vă salutăm, Ina și uite, Doina ne spune, mă minunez de ce femei minunate sunteți. Mulțumim mult, Doina. Și cum spunem noi de obicei, suntem doar oglinda ta, deci dacă vezi din noi minunăție, este pentru că exact asta este și în tine. Și, am putea toată noaptea asta să continuăm în felul acesta. Și cred că ce vom putea să facem sau ce vom face, zic acum așa ca idee, dar cumva simt, parcă am mai și menționat, vom face aceste întâlniri, cumva oricum în jurul cărții, regulate, povești regulate. Cum am avut întâlnirile cu Venus, nici nu mai știu în ce lună au fost, acum câteva săptămâni, în perioada de campanie, când lansam cartea, în care ne întâlneam așa între noi și pur și simplu povesteam pe marginea unui subiect relevant. Sunt atât de multe de povestit și aș zice că dacă tot sunt așa de multe vii în noi, să venim cu ele și să le aducem și să le povestim și să le împărtășim, pentru ca să vedem cu adevărat că nu suntem singure și că ceea ce eu trăiesc trăiește și altcineva și uite ce bine se simte să simt că aparțin și că merg pe același drum cu alte femei. O să vreau să vă rog înainte să închidem, o să vă întreb pe fiecare ce, să vă întreb acum ce simțiți că a rămas neexprimat în seara aceasta, ce ați vrea să le transmiteți femeilor care ne urmăresc. Și până vă gândiți voi, vreau să vă spun celor care ne priviți acum sau care ne veți primi ulterior, că acesta e scopul acestui grup, să venim împreună în contexte în care să ne răsfățăm în anumite spații, să ne vedem cu adevărat, să învățăm cum e cu acceptarea celuilalt, pentru ca să putem învăța mai mult despre acceptarea de sine, să învățăm relaționarea autentică, să ne îmbăiem în energie feminină și să ne hrănim cumva feminitatea pe care, cel puțin eu, și spun asta de multe ori, am aflat că sunt femeie după ce am plinit 30 de ani și venim împreună ca să ne inspirăm una pe cealaltă despre cum să ne bucurăm de deliciozitatea care vine în corpul acesta de femeie. Așa că vă încurajăm să veniți la cercuri, explorați, testați, cum am zis, toate evenimentele care sunt prezente. Veniți pe pagina Femei în Cercul Lunii, pagina cărții, ca să mai povestim și acolo, să avem aceste întâlniri pe care să le avem regulat și căutați cartea sau lăsați-o să vă găsească și dați-vă voie cumva să explorați chiar ceva ce poate părea inconfortabil la început. Toate am fost pe acolo, știm cum se simte și atât de satisfăcător când facem un pas care e inconfortabil și apoi suntem așa inundate de o abundență de bine. Așa că să știți că noi suntem aici și nu numai că suntem aici, dar știm cum se simte și vă așteptăm cu brațele deschise și cu inima deschisă și haideți să venim împreună din nou ca femei și ca surori, că despre asta e vorba, mai ales în timpurile în care trăim, să ne regăsim între noi ca surori. Și pe această notă aș dori să vă întreb ce mesaj simțiți că doriți să transmiteți
femeilor în această seară ce încă n-ați transmis? Unul mic și scurt. Te aștept cu inima deschisă pe tine, tu cea care ești alături de noi, la cerc. Pe lângă liniștea, care nu știu cum, dar se cere un pic și o liniște așa, care mie mi-este foarte greu să o fac. Asta e unul din lucrurile pe care îl practic într-un cerc. Să tac și să ascult și pe altcineva. Așa că eu o să vă ofer câteva secunde de liniște. Mulțumim, Tea. Așa de bine se așează liniștea. Și asta e un alt element atât de eliberator la cerc, că avem permisiunea să nu spunem nimic și avem permisiunea, însemnând că ne dăm permisiunea, să nu răspundem nimic la ce spune altcineva. Și ceea ce spunem uneori este că vorbim atunci când ceea ce vom spune, când percepem că ceea ce vom spune îmbunătățește liniștea. Și dacă nu îmbunătățește liniștea, atunci n-are rost să poluăm cu cuvinte doar de dragul de a vorbi, pentru că așa am învățat de când am venit pe lumea asta. Așa că îți mulțumesc mult de acest moment. Eu vreau să mulțumesc pentru tot. Oh, Ana, așa de bine mi-a picat asta. Da, și așa de bine se simte asta în contextul de cerc, pentru că uneori simțim așa, a, dacă am de transmis un mesaj, trebuie să fie ceva super inteligent pe care să spun acum, să dea pe toată lumea pe spate ce o să zic acum și eu să se vadă că eu am tot dreptul să fiu aici și să găzduiesc un cerc ca să... Și când putem să venim cu smerenia aceea care zice, ce vreau de fapt să vă spun este că eu vă mulțumesc vouă pentru că sunteți aici, eu vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut cadou de a veni în spațiul în care v-am invitat ca să co-creăm această energie și această comuniune. Wow! Wow! Mulțumesc, Ana! Am aruncat un ochi aici și am văzut că Milena ne întreabă de unde mai putem achiziționa cartea și vom lăsa aici site-ul femeiincercullunii.ro, unde acum cartea este disponibilă pentru comandă și puteți să o comandați acolo și în momentul în care ea va ieși de la tipar, ea va pleca înspre toată lumea care a pus comanda, fie că a fost în timpul campaniei sau pre-campaniei sau că este acum. Așa că o să punem aici site-ul. O variantă e-book va fi gata undeva înspre mijlocul lunii, deci mai repede decât cea tipărită. Este cartea va fi disponibilă în format Kindle, așa că și asta este o opțiune, mai ales dacă locuiți pe alte meleaguri.
Mă scuzi, corectează-mă dacă zic bine sau nu. Nu era în acest moment valabilă comanda prin e-mail și urmează după ce va ieși într-adevăr cartea, atunci parcă vom activa în totalitate site-ul? Se poate și prin e-mail, dar în momentul ăsta se poate și pe site, doar că am zis că ok, direcționăm lumea înspre mail, dar ambele variante sunt funcționale. Mulțumim de întrebare, Milena. Și vă mulțumesc vouă tuturor celor care ați stat cu noi până acum și am co-creat. Noi sperăm că n-ați avut mai multe întrebări pentru că erați absorbite de ceea ce noi spuneam. Și spun asta pentru că mie mi se întâmplă uneori asta când privești ceva și sunt complet absorbită și nu vreau să știu nimic altceva în afară de ceea ce apare în conversație. Știu că eu am fost absorbită de ceea ce voi ați adus în seara aceasta și vă mulțumesc pentru prezența voastră aici, pentru toată călătoria asta împreună și vă mulțumesc anticipat pentru tot ceea ce vom trăi, pentru că așa cum spune și Ana, chiar dacă și eu am avut momente în care am simțit acum mi-au jucările și plec, am avut în același timp prezența să-mi dau seama, wow, câtă creștere vine în acest moment pentru mine și ia să mă uit puțin la ce mai am de, ce mai vreau să las cumva de pe mine, din lanțurile sau din balastul sau din tot ce am pus pe mine de-a lungul timpului, care îmi oprește relaționarea autentică cu alte persoane și ce are nevoie să mai pice de pe mine pentru ca eu să pot să mă întâlnesc cu aceste femei în deplinătatea autenticității noastre. Așa că eu nu plec nicăieri și vă mulțumesc pentru ceea ce o să trăim în continuare și celor care ne priviți acum, vă așteptăm alături de noi cu toată iubirea și cu tot dragul și suntem în aceeași barcă, așa că haideți să ne întâlnim acolo cu bucurie. Le salutăm cu toată inima și pe celelalte 15 scriitoare din a cărții Femei în Cercul Lunii și pe celelalte 100 și ceva de zeițe din cercul care a început la Timișoara și pe voi toate, aproape 2000 de persoane care suntem acum în grup, ne prindem așa de după cum scapă complet cum se numește partea asta a corpului, dar ne punem șold la șold așa și ne ținem una pe cealaltă și călătorim. Vă mulțumesc, vă mulțumim, o seară minunată și ținem aproape. Ne întâlnim pe aici prin spațiu. La 3, 2, 1. Pa, la 3, 2, 1 punem și noi inimioare? 3, 2, 1. Punem inimioare și punem și invitația, vă invit eu să veniți la cerc cu femeile astea minunate, în fizic, Tea găzduiește la București, cerc fizic luna aceasta, Miha online, Tea și online, Ana, cred că luna asta faci puțină pauză, dar vă invit să ne cunoașteți, să ne cunoaștem și cu tot curajul și cu toată deschiderea. Și vă iubim și vă iubesc. Și... Ciao! 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 Ciao, ciao!